Da, nu mai plânge, te rog, că mă faci pe mine să plâng. Uite, mai am o amantă și mai am doi copii cu ea. Da, tata, ți arde, băi. Salut. Salut, ușa. La budești. Nu, că nu mai e loc, nu mai e loc, tante. Nu mai e loc, vrei, nu mai e loc. Păi, dacă e, zic, nu te luam dacă era. Te luam, vrei, dacă era. M-am jurat? Ha? M-am jurat? Da. Care? Mergi, vreau. Ai pentru ce? Stai, ce? A, mai e ceva acolo? Nu știu ce are, nu merge bine. Păi pe mine nu mă zăpă cine nevastă mea astăzi. Cred că 50 de telefoane mi-a dat nevastă mea. Da, mama, tate, mai sună? Hai de capul meu, bă. Ia uite ce e aici. Du-te acolo, fugi acolo. Du-te la spital. Ce ai făcut, băbiță? Am un coleg singur care fuge de p***e. Băi, ești prost, da, cap. Du-te și tu în porbăca și adu-și-mi o sticlă de apă, te rog eu, băiat. Ia uite. Că tot vorbeam de asta. Iubire, ce faci? Unde ești? Oh, ce ziceam? Da, iubire, ia zi, iubire, că m-ai zăpăcit toată ziua astăzi. Ce ai făcut? Hai, vino repede, că nu mai apuc să te văd. Bravo, iubire. Hai, du-te. Vezi? Hai, da. Deci, frate. Fă-mi și mie, te rog eu, să conduc și eu. Hai, ia, zi, nu mă apucă să mă vad. Ce vrei tu? Asta e viața. Gata. Iar te sună, gata. Gata, mă, cum ai ea. Spune că ești acolo. Spune-și tu după, te rog. Alo. Hai, vine repede, că vine sfârșitul lumii. Bravo, iubire, bravo. Mâine bombardeau. Hai, du-te, că te chid, gata. Vine sfârșitul lumii. Mâine bombardeau. Ce zici, bre? Ce să mai zici, bre? Nu mai zici. Eu te vezi, nevestele. M-au zăpăcit nevestele, plec de acasă din cauza lor. În cauza lor, din cauza ei, că e una singură. Nu mai spune nene că m-am omorât. Și pe mata la fel, ai? Eu am plecat de la 3:30 de azi dimineața. Ce e de făcut? Nu ai decât să rabzi. A? Și să execuți ordinul. Să executăm ordinul. Asta, asta e, frate. Asta e chinul nostru aici pe pământ. Mai bine să vină sfârșitul lumii. Știi ce mi-a zis? Zic, fă, dar tu nu te duci tu la magazin să cumperi sau la piață să iei tu ceva, să vii tu încărcat, să tu să duci toate nimic, fetele. Nimic. Nu, mă, nu. Eu stau la cratiță. Dar ai văzut ce a zis, că vine sfârșitul lumii? Da, păi mâine e cu treaba cu bombardeaua la ruși. De asta a spus. Dar dacă ar vine sfârșitul lumii, ce-i face? Ce? M-aș muri cu p***a pizdă și cu asta pe asta. Vine decât la noi, vine la toată lumea. Nu, dar mă sui acum pe ea și mâine viață. Să te prindă direct așa, da? Ești tank! Păi te-a vrea ce nu e așa zima ta. Păi așa este. Normal. Păi ce e de făcut altceva? Nu, ce să faci? Vine, ce vine de clamata sau la mine? Da, vine pe tot globul. Băi, ești prost la caiotul. Mamă, e mort. E mort. E mort. Până la Putești, frate, te rog eu frumos, până la Putești. Până la Putești, te rog eu. Hai, urcă-te. Bă, fii adevărat, băieți. Bă, fii adevărat. Bă, fii adevărat. Ce e, mă? Nu știu dacă e adevărat, băi. Ce-a s-o vreau? Bă, fii adevărat. Ce-i astea, mă, frate? Ce scrie? Bro, alertă ăla, alertă de aia pe telefon. Păi ce scrie? Alertă stream de urgență. Ce scrie? Alertă? Stai că nu văd. Ce scrie, mă? Ceva de planetă, mă, văd. Da, ți-a scris o ție, că... Vino ca să te văd să... Te-au cum bombardeau pentru mâine. Ce să fie, mă, frate? Ce să fie sfârșitul lui, frate? Rușii, intră la... ăștia la... Ia, ia, dă-i, frate, drum la radio, poate e ceva acolo. Poate de ce
Reclame. Fauna rămâne să sfârșit. Ia, ia, dă-i un pic mai tare. Ia tot ce. Acum începe. Acum începe. Întrerupem programul obișnuit cu o știre primită chiar acum de la Centrul Spațial NASA. Situație fără precedent în istoria omenirii pentru planeta noastră. Un asteroid cu dimensiuni uriașe se îndreaptă către Pământ cu o viteză uimitoare. Din păcate pentru umanitate și tot ceea ce înseamnă viață, impactul va fi iminent și se va produce în aproximativ 3 ore și 26 de minute. Asteroidul va lovi sud-estul Europei, însă specialiștii NASA spun că este un deajuns de mare pentru a termina cu viața. Ia toace! Din păcate este adevărat. Aceasta este ultima știre pe care o vom transmite. Asteroidul cu dimensiuni uriașe care va pune sfârșit omenirii se îndreaptă chiar în aceste momente către noi. Dacă sunteți acasă, luați-vă copiii, soții, soțiile, părinții în brațe. Petreceți ultimele clipe alături de ei. Sunt ultimele ore rămase pe acest pământ. Spuneți-le cât de mult te iubiți. Iar dacă sunteți în drum spre casă, grăbiți-vă să ajungeți. Însă, nu încercați să sunați, pentru că nu faceți altceva decât să măriți viteza asteroidului care este atras de către Pământ magnetic. Repet, nu încercați să sunați. Domnule, e bărbat! Trăim sfârșitul lumii în mai puțin de 3 ore și jumătate. Sfatul meu este acesta, împăcați-vă cu Dumnezeu cât încă mai aveți timp. Strângeți-vă familia în brațe și cereți Dumnezeu să vă ierte păcatele pentru a putea intra în împărăția lui. Dacă până acum ați umblat în păcat și fără de legi, acum mai aveți timp să vă întoarceți la Dumnezeu. Sper să ne revedem cu toții în cer. Rămas bun omenire, rămas bun omenire. Calmează-te că ești la volan. Șefule, calmează-te că ești la volan. Să ajungi cu bine acasă. Stai liniștit, nu te mai primi. Stacheți. Ce zic, o lăsați-mă să conduc? Cât a zis, în cât timp? 3 ore, ajungi acasă. Fii calmat. Mergi calm. Cât asta mai fost. A venit și cometa grasul ăia, a venit și aia. Voi pe scurtătură? Să-mi zici pe unde să o iau. Bă, ce facem, bă, că de-aia mă sună, bă, nevastă mea. Eu zic, frate, hai să sunăm fiecare, să vorbim acasă. Bă, nu sunăm, că ai văzut ce a zis, atrage asteroidul mai repede. Nu mult, eu chiar vreau să vorbesc cu soția. Fiți atenți ce vă spun eu. Fiți atenți ce vă spun. Deci sunăm, fiți atenți cât fiecare câte 5 secunde. Bă, 5 secunde de când spuneți în mașină, vin acasă, da, frate. Și ca să ajungem repede acasă, da? Hai că sun eu primul. Hai sună, frate, hai. 5 secunde, nu mai mult. Da. Decât îi spui că ești în mașină, că ai luat mașina și că ajunge acasă într-o jumătate de oră. Alo, ce faci, iubita? Vezi că eu sunt în mașină, ajung într-o jumătate de oră. Copilul ce face, e bine? 5 secunde, frate, gata, am zis. Să știi că ajung foarte repede acasă, calmează-te. Bă, frate, 5 secunde am zis. Stai puțin, frate, stai. 5 secunde am zis. 5 secunde. Frate. Hai, mă, cine sună? Cine e următor? Frate, ce-am zis? Sună, mă, frate, tu. Eu n-am cu nimeni, am doar un cățel acasă. Stai că sun eu. Lasă să joci pe cartela. Ce cartelă? Că vine sfârșitul lumii, mai are nevoie de sfârșit. Mi-a luat. Opriți telefonile. Iubire, iartă-mă că nu te-am ascultat. Acum vin, uite, acum vin repede. Vezi că nu pot să vorbesc mult, că tragem asteroidul repede spre Pământ. În 20 de minute este acasă. Pa! Închid telefon. Sună și mă, tabere, 5 secunde. Nu sună nimic. A venit limpede. Dă-l, mă, dracu, de telefon. Contează să ajungi acasă. Ce faci, Emre? Mergem ușurile acasă, stai liniștit, calmează-te că conduci. Te rog frumos, fii calm. Nu te-ai nervat?
Domne, alu. Vrei, sunt tânăr, bine, aveam și eu copii. Nene, și eu vreau să ajung acasă, ca și dumneata. Fii liniștit. Cât a zis, că în cât timp? 3 ore. Asta, gata, gata, gata. O luăm pe aici. Lăsați-mă, lăsați-mă! Lăsați-mă. Gata, bă, nu mai vă dau jos și nu mai ajungeți acasă, gata, la timp. Gata, nu mai plânge. Calmează-te. De bărbatul stai. Mă rog eu să fiți calm. Mi-a pus să trecă unul calm și gata. Nu să treacă. Ajungem câți acasă. Câți ani ai, bre? Eu 53. Cum e, bre, cu sfârșitul ăsta al lumii? Există rai, iad, cum e? Unde ne ducem? Nu s-a întors nimeni de acolo. Păi mă, ta crezi în Dumnezeu, cum e? Da, bine, a? Cred, dar nu s-a întors nimeni de acolo ca să spun. Dar mergem, bre, în iad. Cine știe cum o fi? Da? Fiecare câte păcate avem. Fiecare după cum am putut. Ușor, ușor, băi, frate. Ne, ușor, bă, sau ceva, acasă, măcar. Dom'le, stai, dom'le, calmează-te. Fii liniștit. Păi dacă ajung în iad. Doamne, mâncați, ajungeți. Doamne, ajută să ajungem acasă, Doamne. Doamne, nu, Doamne, e frică de moarte, Doamne. Poți să mergi pe drum de pește? Adică de nepetruit? De țară? Calmează-te. Păi iau pe aici, pe trotuar, să ajunge. Nu face prostie. Să ajunge să stă și mai mult cu noi, cu familiile. Nu face prostia că ți-a carnetul. Te rog frumos, calmează-te. Domne, carnet, dacă e sfârșitul lumii, mai ne trebuie. Domne, carnet. Mai avem 5 minute până acolo așa. Și noi pe urmă, la dreapta, facem. Bă, așa îmi cer și scuze că ți-am aruncat telefonul. Mai sun și eu pe nevastă, mi-a 10 secunde atâta, bă, că poate ne ajunge. Frate, eu mai sun și nu mai sunat să faci mai rău. Lasă-mi măcar să sune 10 secunde sune atâta. 10 secunde. Acasă, 5 secunde și aia. Sună și unchiul la urmă. Nu sunt deloc. N-am de ce să spun. Care să știe de tine, ce? N-ai nicio problemă, stai. Eu... Iubirea mea. Nu plânge, nu plânge că ajung să-mi pe drum. E cald. Ce zice la televizor? Nu avem cum să ajungem noi pe alt continent într-o oră, din 3 ore. Uite, vreau să-ți mărturisesc ceva. Vreau să-ți mărturisesc ceva, că ui, mai avem un pic ce plec, plecând după pământul ăsta. Doamne, stai, Doamne. Uite, am avut... Am avut... Da, nu mai plânge, te rog, că mă faci și pe mine să plâng. Uite. Mai am o amantă. Și mai am doi copii cu ea. Da, tata, ți arde, băi. Băi, închide, gata, închide telefonul, frate. Închide, bă, că, mamă, mai rău ne face ăsta, un cap. Iartă-mă, închide, bă, telefonul. Băi, grăbești, mamă. Mă rogi viteza asta, eroi, frate. De ce arde, băi, de ce arde? Vreau să ajung acasă, frate. Ce? Și tu? Și tu ai amantă? Mai bine, hai. Și ai copii deodată. Și mă, vorbești cu ea acasă, hai. Iartă-mă, te rog frumos, no, acum ajung acasă. Hai că vorbim ca să nu atrag atenție. Închide, bă, odată, închide telefon. Fii atent la drum. Stați de liniștiți, lăsați-l să calmeze. Mai bea o gură de apă. Da, ne, o facem dreapta și cu un mic. Mai e mult până la scurtătură? Mai e nițe. Nu se termină roșeața aia acolo. Wow. Numai dacă vrea dânsul să meargă. Da, bude, stau și eu, trebuie să ajung acasă acolo. Nu, te-am întrebat că vrei să mergi un pic pe drum de țară. Trebuie să merg mai repede să... Gata, de nicio problemă. Să ajungem acasă la familie. Nu putem să sărim peste ăștia. Stai liniște. Calmează-te, mai bea o gură de apă și... Trebuie să ajungem în 3 ore. Ai închis telefonul, frate? Da. Nu am închis telefonul. Vreți apă și voi? Exact după ce se termină drumul ăsta, ăsta... Vreți apă și voi? Nu. Vreți apă? Băi, de ce par așa? Vreți apă? Nu. Bă, să nu leșinați în mașină, nu, mai avem un pic nu. Și ajungem. Vrei și mata, arunc cu mata? Ha? Ești bine? Lasă că și eu sună de respirație. Stai, zici, te speria. Te rog frumos, te calmezi, te conduci. Pe leșin, bre.
Nu mai deși n-aia. Dă-mi cu apă pe mine. Dă-i cu apă pe om, repede. Dă-i, măcar să ajungem acasă bine, nu? Dă-mi cu apă pe față. Măcar dacă murim, murim de sfârșitul lumii, nu de accident. Cu atât din viteză. Nu știu eu să umblu acolo, nu mă bag. Frate, am și o dorință, măcar dacă mor, înainte să mor, vreau să fiu în spatele unui șofer și să-i pun mâinile la ochi și el atunci să merg în timpul ăla. Pot să fac dorința asta? Pot să mi-o îndeplinesc? Până nu mai respir. De asta ți arde, frate. E ultima mea dorință, asta mi-o doresc să mă. Pot, frate? Ha? Ești bine? Lasă-l face, să că vă dau jos. Lasă-l vă dau jos. Lasă-l faci pe aici dreapta. Nici măcar dorință nu pot să mi-o îndeplinesc. Uite după ăștia. Bă, ție ți arde de dorințe? Bă, nu vreau să mor de asteroid. Nici eu. Lasă-l pe aici. Aici la dreapta, nu? Da. Nu! Băi, 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 albu! Hello, ce faci, mă? Băi, ce faci, mă, cu șurul verde? Pe unde am? Aici. Oprește aici. Calmează-te, frate. Pe jos. Pe unde e, băi? Mai dăm cu un pic de apă. Drept înainte, după mașinile alea. Băi, în casa noastră, e încolo, băi, pe unde, măi? Dovei, mergi cum spun eu. Te rog eu frumos. Ține drept după mașinile astea. Să vede ceva, vrei, uite de pe cer. Să ai prerediști, vrei? Ce sunt? Băi. Bagă centura că pivi, bagă centura. Centura. Bagă centura că pivi. Stai, mă, că nu poșu. Te ajut eu? Păcat, eu ajutați, că îmi dă panică, îmi dă panică pivi jos. Frate, nu te panica că mă dau jos. De ce tu? Te rog, eu vreau să ajung acasă. De la mine. Fă stângă aici. Băga, ajutați-mi că îmi dă panică. Zici că e ultimele clipe. Ce are, mă, dracu? Gata, unchiule. Hai dă un pic de apă, unchiule. Nu te-am pus rumă. Ți-a spus la zvani, bă, aici. Arunca apă pe mine. Arunca. Mă rog, că dori de rău. Dă-mă și ți-a... Arunca și un ghiul, te rog. Mai pe față, mai pe față. Am și azi, domnule, n-am ăla. N-am ăla de respira. Îți mai dau? Lasă-l mai bine. Gata, gata. Gata. Pa stângă. Stânga. Stânga. Încoace, nu că vine. Hai, nu mai te asigura de aia încoace. Vine brei. Nu vine brei nimeni. Asteroid ceva. Brei. Câte clonsonează lor? Ia, ia dați, să auzi. Să auzi ceva? Nu vine brei nimic, ce ai? Par, ușor. Parcă aud. N-a auzit nimic, stai liniștit că nu vine nimic. Brei, Mamă, ia, ia, la mine roșie! Unde? Vreți să vedeți reacția de final? Nu e nicio reacție, ce credeți? S-a oprit camera. S-a oprit baterie. Nu mai avea baterie camera. N-a mai avut baterie. Oricum s-a supărat, n-a mai vrut să urce în mașină. Cam și noi am realizat după ce s-a întâmplat toate lucrurile astea, că nu mai avem baterie la cameră. Da. Vă pupăm.